Continuăm cu știri din sport. Mijlocașul Ciprian Deac a refuzat CFR Cluj și a semnat cu Rapid București. Clujeanul a fost cedat sub formă de împrumut timp de un sezon de germanii de la Schalke 04, echipă care a plătit anul trecut 3 milioane de euro pentru jucător. Ciprian Deac și-a dat acordul la începutul acestei săptămâni pentru o revenire la CFR Cluj, echipă de la care a fost transferat în vara anului trecut la Schalke 04 pentru 3 milioane de euro. Fotbalistul a fost deturnat spre Giulești după 48 de ore, fiind ademenit cu un salariu mai bun și cu o posibilă colaborare cu selecționerul Răzvan Lucescu, ce are șanse mari să preia Rapidul după meciul naționalei cu Bosnia-Herțegovina. La Rapid, jucătorul lui Schalke va încasa jumătate din contractul lui pe un an de 600.000 de euro. Deac a fost transferat în vara lui 2010 în Germania, fiind cedat de CFR Cluj contra sumei de 3 milioane de euro. Clujeanul nu a reușit să se impună la Schalke 04, iar nemții au decis să-l împrumute timp de un an în campionatul României.